Salutii de papalardă, eu sunt Raul Mesiu de Râd pe Penezii și astăzi facem un nou episod de Mafia 2. Sper să fie ultimul episod, că deja nu mai pot. Deci o să dau skip la absolut orice videoclip, nu mai pot de somn. Sper să termin jocul ăsta odată pentru totdeauna. Uite, că deja e prea lung. Din câte ce am văzut eu pe YouTube la jocul ăsta, are 8 ore de gameplay. Eu cred că am jucat mai mult de 8 ore de gameplay aici, deci... Da. Nu mă interesează ce haine iau absolut deloc. Dă-i, de ce mă pune iară la filme? Nu. Nu, mersi. Hai, salut. Fain, hai să vedem. Deci trebuie să mergem kill Carlo Falcone. Frumos, frumos, trebuie să-l omorâm pe Carlo Falcone. Haideți să furăm o mașină, zic și eu că ne trebuie o mașină. De ce credeți că vreau să-l omor așa de repede pe prostul ăla? Pentru că sunt foarte obosit, mor de oboseală. Hai, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos, nu mai vreau să te văd, dă-te jos, hai pă. Help, help, așa, du-te și cheamă ajutoare, du-te, că o să te ajute cum mult, du-te mă la o parte. Da, deci vreau să termin jocul ăsta, nu porni melodie de toată. Chiar n-am chef de melodie de toată. De ce îmi zici chestia asta? Nu sunt un maniac. Sunt un om normal care a călcat un om, cum dracu să mă omor pentru chestia asta, lol, ce idioți. Ei când mă calcă pe mine, eu nu le zic, this gay, this man is a maniac. Da, fraților, deci o să dau skip la tot ce găsesc, chiar nu mă mai interesează. Uitați deja ce lag am, nu-i mai pasă nici PC-ului de mine, îl cam doare pe el fix în cur. Da, direct o să mă bușesc aici, nu mă interesează pentru că nu-i mașina mea. E ora 6 dimineața, așa că vreau să termin jocul ăsta cât mai repede. Eu am stat toată noaptea, nu mai să câștig jocul ăsta. Adică nu mai să mă joc să câștig jocul ăsta, deci apreciați-mi efortul, că am stat o noapte întreagă să filmez episoade pentru o lună de Mafia. Apreciați-mi efortul, vă rog. Deja se aud bibăitor de alea de mașină. Nu știu ce am azi, sunt foarte obosit. E și logic, la dracu dacă n-am dormit toată noaptea, cum dracu să fiu? Să fiu neobosit sau cum să fiu? Așa, hai că mai am puțin să ajung. Nu, să nu se bage nimeni în fața mea, vreau să ajung imediat. Vai ce lag am. Vai de capul meu ce le-am făcut la fraierii aia. Nu contează, știu că nu mă veți prinde. Așa că get the fuck out of my face. Aici trebuie să mă duc, nu? Da, aici trebuie să mă duc. Ia să vedem. Hey Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Okay. Yeah, all right. Here you go. Haha, ce troll. Mega. A la Vito del trole. Aoleu, stai. You gotta be fucking kidding me here. Aoleu, stai că ne omoară ăștia. Sunt prea puternici pentru noi. Nu, glumea, nu-i nimeni prea puternic pentru noi, dar... Ce zi, omorâm. Mai e unul aici, din câte știu.
Am ghicit. Și unul văd că e acolo, dar nu știu dacă e acolo sau nu. 147 de glanțe, easy. Aoleo. Really, nigga? Slăbani. Easy. Intru în voi, zici că intru. Asta e doar pentru Harry, doar pentru ce ați făcut la Harry, duceți-vă dracu de... Shit. De fapt nu știu dacă ei au făcut la Harry chestia aia, dar na. Stai că știu că îl vă pun aici pe mapă. Cred că e înăuntru în clădire, nu e aici. Pe clădire, lol. Stai, m-a picat. What? The fuck? No way, m-a dat de la început. Futu-vă în gură și nația voastră. Mă ocup mai bine de ei de acum, pentru că acum știu, le știu pozițiile la fraieri. Deja m-am ocupat de toți ăștia, le-am dat o lecție de viață. N-am glanțe, n-am glanțe, n-am glanțe. Nu. Știam că ești acolo, îmi cer scuze pentru Free Fire-ul jocos, dar știam că ești acolo. Așa se face în mafia, dai Free Fire când știi unde e un inamic. Ce easy. O să fie încă doi aici. Sau poate că nu. Kiss my ass, bitches. Kiss my ass. Mamă, ce zile dau la ăștia. N-au ce să se pună ei cu mine. Eu sunt Vito Scaleta și le dau scaleta la toți. Aoleu, stai că-mi dau scaleta mie. Aoleu, stai că l-am nimerit din aer, ești prost? Ăștia au grenade, mă, de-aia mă omoră pe mine acolo așa de suspect. Ăștia au grenade, mă, stai că o să iese unul pe aceea. You know this, bitch. Vedeți ce v-am zis că au grenade, idioții ăștia? Știu când o să vin, vedeți? Ce idioți! Ce s-a făcut? Ați rămas fără grenade? A, ieșiți! Mă bucur că ați contribuit. Uite, acolo e pulpuie, o ușă. Hai să mergem să vedem ce, de ce pulpuie. Mamă, că ține amicis. Holy fucking holy. O să stau chem cu arma aceea. Aia fucking mă așteaptă. Holy shit. Sunt prea mulți acolo, n-am ce să le fac dacă nu mă duc. O să aștept, ia. Holy moly.
Hai, mai unul, hai. Hai, eu nu vreau să-l omor pe ăla, vreau să, adică vreau să trag în ăla din spatele lui. Ah, dar nu mai e nimeni aici. Bă, nu a fost chiar așa de greu pe cutopărut. Aș vrea să-ți iau M4-ul ăsta, sau ce zice acolo, M4A1. Perfect. Easy. Aoleo. Deja am omorât pe toți, nu, dar repede e lichide, să moară familia mea. Spalete, așa, nu știu să joace. Nu știu ce dracu te vorbesc, dar mă rog. It doesn't matter. Hai să vedem ce e aici. Well, look who it is. This is where they send? This is an insult. What they tell you, you know? Take care of me and all's forgiven? You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Hoppa. Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same. No way. Loyalty's a funny thing, huh, Rita? No such thing as friendship in this business. Hoppa. Joe ne trădează? You're just a fucking pawn, Vito. That's all you ever were. When are you gonna realize? Joe, you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? Each time you fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouch for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Is it? Now, Joe. Hey, if you're gonna pull that trigger, do it already. What are you waiting for? Vito, let's shoot this cocksucker. Remember what we talked about, Joe? You're gonna throw all that away? Do it! Two. Yeah! Eram sigur că nu o să ne trădeze. E unul acolo în spate și unul aici. Ok, unul e mort. Holy shit. Ele era acolo. Mai e unul tot aici. Unde mă? Easy. Gata, easy. You know something, Carlo? For the last 10 years, all I've done was kill. I killed for my country. I killed for my family. I killed anybody that got in my way. But this one, this one's for me. Fuck you. Rip. Fucking prick. I sure as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care. Listen. Has it him? He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack you. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. Pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that $5 you owe me?
Ah, tipo la gioia sotto spin fase, io sono un idiota. Io non ho legatura con. Hai, giù e se ieșim din shit-ul ăsta, hai. What the hell is this? Easy. It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right, then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. All right. So what's the big secret? Hey, hey, what the hell's going on? Where are they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Okay. Deci? Chapter 16? Ok. Și care e faza? No, îmi spune că l-am terminat, că eu cred că o să mă duc să mă... Oh, l-am terminat! Yay, boys, am terminat jocul! Yay, am terminat jocul, bă, băieților! Ui, sfârșit! M-am gândit și eu că o să-l termin într-un episod. Sau altul, eu sunt foarte obosit, cred că am stat două zile în continuu pe PC doar ca să termin jocul ăsta în 30 de episoade, cât am filmat, ne vedem data viitoare, prieteni. Dă exit. Yes, îl șterg din calculator, gata cu jocul ăsta, gata. Deci, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Bye, bye.